Salut! Oleg, mulțumesc la râdere! Mă rog. Salut! Suntem în prag de alegeri. Alegerile chipurile sunt un procedeu democratic. Eu vreau să spun despre un procedeu care poate să democratizeze întreprinderea. În regiunea Emilia-Romania, în Italia, dacă ești șomer, statul îți spune în felul următor. Uite, noi ți plătim indemnizații de șomer lunar, așa se întâmplă în toată lumea civilizată, sau îți dăm toată suma de bani care ți era preconizată pentru un an, odată, deodată, acum, dar cu o condiție. Că tu mai găsești încă 9 oameni care sunt la fel ca tine, în aceeași situație ca tine, și voi sumele voastre le puneți la un loc și formați o cooperativă muncitorească, unde voi, ca parteneri egali, cu drept de vot egal, lucrați împreună și profiturile le împărțiți la fel egal. Dar 9 oameni înseamnă sumă enormă. Cu 9 oameni faci 3 ONG-uri, foarte greu să asociezi 9 oameni. Păi uite, la dânsi chestia asta lucrează, că da? Ei au mii de cooperative în regiunea Emilia-Romania, zeci de mii de oameni care sunt organizați în felul ăsta. Chestia asta lucrează și formele astea de business sunt mai reziliente decât alte. Hai să spun altceva. Uite, eu lucrez pentru un patron. Minimă, la noi lumea nu prea deconectează aerul condiționat la lucru sau chestii genul ăsta. Eu îl deconectez când considerează ecologia. Da. Dar din considerent economic, mie mi-este paralel cât plătești patronul, pentru că eu nu am nimic din chestia. Eu nu culeg roadele productivității mele. Uh-huh. Și din considerentul ăsta, forma asta de organizare e mult mai motivantă pentru muncitori să fie productivi, pentru că ei contribuie pentru bunăstarea proprie. Dacă ar fi ei patronii lor sau cumva... Da, ei să nu aibă stăpâni. Și ce legătură are asta, forma de organizare, eu știu, în întreprinderi, păi, cu alegerile, că ai început exact, cu alegerile? Exact, explic. Dacă să ne uităm cum se distribui resursele în prezent, bucata cea mai mare de resurse se duce la oamenii care decid cum se distribuie profiturile. Eu m-am uitat în programul electoral a PSRM-ului, am împrumutat de la dânșii niște date. Eu nu știu câte sunt ele veridice. Și care sunt precin socialiști. Și îi spun în felul următor, că vârful 10% cei mai bogați moldoveni dețin de 67 de ori mai multă avere decât tot ceilalți 90%. Și uitați-vă cum se întâmplă. Situația următoare, că acolo unde se concentrează banii și se concentrează banii în mâinile minorității astea, acolo o să fie și puterea politică, acolo și o să fie și influența. Banul cumva atrage lângă sine influența. Și dacă noi o să avem o astfel de distribuire a resurselor, așa o să distribuiască și puterea în stat. Și atâta timp cât noi nu schimbăm distribuirea a resurselor, nu o să avem oligarhie. Păi și cine s-o facă? Oligarhi care acum sunt la putere, schimbi legea așa? Ca să îi defavorizeze, e cam imposibil. De asta avem nevoie de o mișcare muncitorească. Și în trecut noi am avut mișcări muncitorești. Datorită mișcărilor muncitorești, noi avem acum concediu plătit, avem ziua de muncă de 8 ore. Da, ziua de muncă de 8 ore, deci e posibil. Progresul e posibil, dar trebuie să ne solidarizăm. Asta și e faza. Noi suntem mulți, noi nu ne realizăm interesul și noi suntem dezbinați. Când oamenii își la alții aia 10% pe care spuneam, copiii lor se duc la aceleași școli, ei se duc la aceleași restaurante și așa mai departe. Tăți își cunosc interesul celuilalt și își îl promovează. S-ar părea, dar văd că mai degrabă concurează și se bagă unii pe alții la pușcărie sau chiar lichidează cu killer, cu tot ce vrei. Deci dezbinare și la ei acolo, la vârfuri, la oligarhi. Da, dar la urma urmei, tot pentru dânsii își creează sistemul. Sistemul lucrează pentru minoritate. Și minoritatea asta decide cum să împartă profiturile. Și cine împarte, parte și face. Totuși, noi suntem cu pâinea și cuțit odată la 4 ani, dacă alegerile se organizează în termen. Și noi putem să alegem pe cei care formează parlamentul, după aceea guvernul, da, președintele. Dar asta nu-i de ajuns. Părerea mea că asta nu-i de ajuns și respectiv de asta am și venit și am și propus alternativa asta. Nu alternativ, dar cu un procedeu care ar putea să ajute să sporească gradul de democratizare. Deci, la modul concret, cum ne organizăm? Până la alegeri e imposibil, nu mai poți face. Adică poți să organizezi un ONG, un sindicat, ceva, dar nu o să aibă nicio influență. Sau nu o să aibă influență foarte mare asupra rezultatului alegerilor. Sau că doar în perspectiva următoarelor alegeri. Ca cetățeni simpli avem următoarea posibilitate.
Eu nu știu care e situația cu cooperativele în Moldova și e foarte curios. De fapt, trebuie să mă informez asupra chestia asta. Dar dacă eu aș vedea pe o etichetă scris, fabricat în Moldova, de exemplu, confecționat de către o cooperativă muncitorească, păi eu am să cumpăr produsul ăsta în detrimentul unui alt produs care e creat de o companie ierarhică, tradițională. Și în felul ăsta, ca cetățean simplu, eu pot cumva cu banul, da, să încurajez cooperativele. Și noi asta, la urma urmei, fiecare din noi putem să facem chestia asta. Și trebuie să le încurajăm cooperativele. Moldova fiind o țară agrară, mai degrabă, de perspectivă, cooperativele agricole, cu agricultură intensivă, cumva, sau... Da, de ce nu? Inclusiv, toate că forma asta de organizare nu e neapărat restricționată pentru agricultură. Înțeleg că pentru a promova astfel de idei ai venit azi în parc și pentru astfel de idei te-ai băgat în concurs cel televizat candidat. Înțeleg pentru că ești unul dintre concurenți. Da, la candidat m-am băgat și singurul care se declară acolo levă. Singurul care se declară acolo levă, mai de stânga, mai. Da, eu am înclinații de stânga. Nu s-a asociat partinii cu cineva, dar am înclinații de stânga. Sau okay. Vorba unui amic de meu, socialism fără socialiști. Fără socialiști moldoveni, care sunt fapt niște național-socialiști, sau nu știu ce, șovini, velicoruși, și toți niște bogați îmbuibați acolo de te apucă groază. La fel au fost și comuniștii din care au ieșit ei. Desigur, desigur. Și foarte ironic cum a fost faza cu sectorul IT. Comuniștii au eliminat impozitul primii 5 ani, dacă nu... Ca să încurajeze, da? Să apară firme. Ca să încurajeze dezvoltarea, da. Și anume cu politica asta nu cred că am o problemă. Cred că o bună, susțin, da? Bun, sunt anumite nuanțe, dar majoritar cred că o susțin. Dar e ironic faptul că asta a făcut Partidul Comunist, care dacă stiu ideologic n-ar trebui să încurajeze business-ul. Da. Paradoxurile politicii moldovenești. Da, și asta a fost.